Bolile tractului gastrointestinal la frații noștri mai mici sunt aproape mai răspândite decât în rândul proprietarilor lor. Sunt deosebit de tipici pentru acei câini care sunt hrăniți în mod constant cu alimente uscate. O astfel de dietă nu duce la bine. În unele cazuri, lucrurile se duc atât de prost încât doar Almagel poate ajuta. Ce este acest medicament? Acesta este numele unei suspensii albe groase pe bază de hidroxid de aluminiu și magneziu. În plus, medicamentul conține arome și câțiva îndulcitori. Nu provoacă senzații neplăcute, arsură, amărăciune. Și, prin urmare, majoritatea câinilor beau cu nerăbdare compoziția dulce și viscoasă. În orice caz, acest lucru nu vine la sesiunile de lupte în stil liber. De ce să-i dai câinelui tău Almagel? Faptul este că hidroxizii care alcătuiesc medicamentul neutralizează acidul clorhidric al stomacului și, în același timp, ajută la reducerea activității pepsinei și altor enzime gastrice. Faptul este că acești catalizatori biologici acționează numai într-un mediu acid. Dacă pH-ul mediului devine aproape de neutru, enzimele nu mai funcționează. La ce servește toate acestea? E simplu. Dacă câinele are gastrită și este puternic, atunci aceasta este singura modalitate de a-și lăsa stomacul într-o perioadă în care organul poate vindeca parțial daunele. Dar nu numai acest lucru este glorios pentru medicamentul pe care îl descriem. Substanțele care îl compun sunt buni sorbenți. Pur și simplu, ei absorb diverse toxine și alți compuși. Prin urmare, Almagel pentru câini este bun nu numai pentru gastrită. Este prescris cu succes egal pentru aproape toate patologiile tractului gastrointestinal, în special ulcerativ. Acest medicament s-a dovedit a fi un adjuvant în tratamentul diferitelor helmintiaze. În plus, medicamentul conține benzocaină. Este un bun anestezic local. Dacă gastrita la un animal provoacă crize de durere severă, atunci este foarte utilă. Este important de reținut că neutralizarea acidului clorhidric în stomac are loc practic fără formarea de bule de dioxid de carbon și, prin urmare, fenomenele de balonare și flatulență în timpul tratamentului nu sunt observate. După o singură utilizare, efectul terapeutic se dezvoltă în câteva minute și durează aproximativ o oră și jumătate. Indicații de utilizare. Dar când acest medicament este indicat pentru utilizare, trebuie să spuneți mai detaliat. Deci, Almagel trebuie utilizat în următoarele cazuri, gastrită. De regulă, vorbim despre cazuri de inflamație acută a stomacului, dar medicamentul pe care îl descriem va veni în instanță și cu gastrită cronică, în stadiul de exacerbare a procesului, cu vărsături, care este cauzată de diverse toxine, inclusiv de cele secretate de helminți. Medicamentul înmoaie membrana mucoasă, neutralizează substanțele nocive, ameliorează durerea și ameliorează spasmele. Medicamentul este util și dacă există obiecte străine în stomac, cu câinii cărora le place să intercepteze bunătățile care au apărut în timpul unei plimbări. Acest lucru se întâmplă des. Care este doza? Pentru câinii mici, o jumătate de lingură de măsurare, inclusă de 3 ori pe zi. Înainte de mese, animalelor mijlocii și mari li se administrează o lingură întreagă. Multiplicitatea aplicației este aceeași. După cum am spus deja, gustul medicamentului este destul de plăcut și, prin urmare, de obicei nu apar probleme cu utilizarea acestuia. Poate fi administrat înainte de culcare. Important. Nu există contraindicații atunci când se utilizează Almagel, dar nu este recomandat să se administreze animalelor însărcinate și puiului. În plus, există o probabilitate de reacții alergice, dar este foarte mică și, prin urmare, este mai bine să dați cea mai mică doză posibilă pentru prima dată. Cu toate acestea, în orice caz, vă sfătuim să consultați mai întâi un medic veterinar. Contraindicațiile și efectele secundare, cu excepția cazurilor rare de alergii, pentru întreaga perioadă de utilizare, atât în medicina veterinară, cât și în medicină, nu au fost înregistrate. Dar este important să ne amintim că acest medicament este indicat strict pentru gastrita hiperacidă și ulcerele care rezultă din acestea, cu inflamația anacidă sau hipocidă a stomacului.
Când aciditatea este deja scăzută, utilizarea acestui medicament poate duce la consecințe foarte grave. Distribuie pe rețelele de socializare,